Peste 100 de elevi din municipiul Râmnicu-Sărat au dat dovadă de implicare și au participat la o acțiune care are drept scop reducerea deșeurilor și promovarea unui mediu mai curat și mai sănătos. Cu ocazia Zilei Naționale a Curățeniei, tinerii din unitățile de învățământ râmnicene, însoțiți de cadre didactice, au acționat în două zone poluate din oraș. Elevii au participat la salubrizarea lizierei de la ieșire din Râmnicu-Sărat spre municipiul Buzău. La sfârșitul săptămânii, mai exact sâmbătă, a avut loc o acțiune privind protejarea mediului, o acțiune care s-a înscris în campania aceasta anuală în ceea ce privește Ziua Națională a Curățeniei. Ca de fiecare dată și noi, administrația locală, ca de fiecare dată, mediul constituind o prioritate zilnică a noastră, am dat curs acestei invitații în partea gărzii de mediu și împreună cu școlile din municipiu am ales două zone din proximitatea Râmnicului pe care le-am ecologizat. Au participat peste 100 de elevi ai școlilor Buzăieni împreună cu cadrele didactice. Scopul nu a fost colectarea unei cantități importante de deșeuri, dar ce s-a colectat din acele perimetre a fost, în primul rând, sau am vrut să constituie un exemplu și puterea exemplului ca de fiecare dată a făcut să motiveze și pe ceilalți, dându-ne sau raliindu-se la acest demers. Autoritățile locale au reamintit participanților care este importanța colectării corecte a gunoiului. Este o continuare a ceea ce noi întreprindem în fiecare zi privind protecția mediului și cu această ocazie am făcut și un apel la partea aceasta de a colecta selectiv, de a depozita toate resturile menajere sau resturile care rezultă într-o gospodărie să fie duse către locurile special amenajate, nu aruncate la întâmplare și cu siguranță ne vom bucura cu toții de un mediu curat. Mulțumim tuturor celor implicați și cu siguranță vom mai avea astfel de acțiuni prin care ne dorim să constituie un exemplu de bună practică, de bună purtare, de bună conduită la nivelul fiecărui cetățean din municipiul Râmnicu-Sărat. În ultimii ani, rezolvarea problemelor de mediu a reprezentat o prioritate pentru administrația locală din Râmnicu-Sărat.